Bună seara, dragi urmăritori, și bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Astăzi stăm de vorbă cu Sevi, care s-a întors recent dintr-un proiect din Polonia și o să-l rog să ne povestească mai multe despre acest proiect. Păi eu, când am fost plecat în Polonia în perioada 19-26 mai, am fost plecat din partea Clubul Copiilor. Clubul Copiilor este un fel de școală pentru copii care are mai multe cercuri de dans, de kwankido, de turism, de muzică, iar eu sunt înscris în cercuri de muzică și domnul director Boloca m-a ales pe mine și pe alți doi să plecăm în mobilitatea din Polonia, care tocmai a avut loc. Super! În ce a constat mai exact acest proiect? Proiectul a fost unul de tip Erasmus Plus și a avut ca temă Photo History. Iar din mobilitatea din Polonia, noi a trebuit să facem fotografii despre comunismul care a fost în țara la ei, mai exact despre mișcarea de solidaritate a lui Lech Walesa. Și ați îmbinat activitățile pe care le susțineți voi la cercuri, cum ar fi muzica și alte manifestări artistice, cu prezentarea din fotografii pe care trebuie să o faceți? În principiu, noi ne-am gândit înainte ce vrem să arătăm prin poze, adică emoții sau chestiuni de astea, cum au trăit oamenii de pe atunci, cum trăiau. Și am încercat să vinăm, da, de exemplu, pictura și pictat un panou pe care scria solidaritate în limba lor și aveam și instrumente în anumite poze. Asta sună foarte tare. Când o să publicați, nu știu, acest filmuleț și panoul despre care ne povestești? Nu știu, momentan noi sperăm să le postăm pe pagina de Facebook a Clubului Copiilor cât mai rapid posibil. Momentan mai avem de editat niște lucruri. Atunci o să urmărim pagina voastră de Facebook. Mi se pare foarte, foarte tare pentru tinerii de vârsta noastră că suntem înconjurați de genul ăsta de oportunități. Și că, uite, am vorbit și cu Matei de la Mușatini și cu tine acum și că suntem pasionați de istorie, pentru că istoria se repetă și trebuie să cunoaștem cât de cât lucrurile care s-au întâmplat ca să putem să evoluăm. Dar spune-ne cum ai aflat despre Clubul Copiilor, despre care povestești cu atât de mult drag. Păi, eram clasa nouă și vreau să-mi dezvolt o nouă pasiune, mai exact cântatul la chitară, și așa am descoperit Clubul Copiilor și m-am înscris în cercul de muzică, iar cu ajutorul Andrei Dima, care m-a călăuzit, să spun așa, pe drumul meu, am reușit să ajung, nu știu, un chitarist, să zic așa, și să cunosc oameni noi tot din același domeniu. Sună foarte tare, am auzit că ești autodidact și te apreciez foarte mult pentru chestia asta. Aveți o trupă la Clubul Copiilor? La Clubul Copiilor, da, este o trupă, dar nu sunt în ea. Se numește Roots, pentru cine o știe, și sunt destul de buni băieții. Da, am auzit de ei, dacă nu mă înșel, este și Matei Bolea acolo, pe care îl știm. Nu? Nu, Matei Bolea este în altă trupă de part-timers. Ah, super, am încurcat ora asta, scuze. Dar tot mi se pare foarte, foarte tare și aveți gând să vă faceți și voi o altă trupă, pentru că văd că tinerii din Roman au mult succes și o inspirație pe partea asta. Bă, acum, nu știu, sunt 3 trupe, 2 de rock, una mai de reggae în Roman și acum eu am mai avut colaborări cu The Part-Timers și dacă mai au nevoie alte trupe de o colaborare, eu sunt disponibil pentru ei, da, să-i ajut. Bine de știu dacă aveți locuri pentru un chitarist. Dar uite că am vorbit cu foarte mulți tineri care și-au găsit inspirația în câte ceva ca să pornească pe drumul ăsta al lor pe care l-au ales. Pe tine ce te-a inspirat să te apuci de chitară? Nu știu, pur și simplu o dorință de a învăța un lucru nou, cum am învățat și în trecut, nu știu, să merg pe bicicletă sau cu design grafic. Super, nu știam că te ocupi și cu designul grafic, dar am auzit că ești pasionat de ciclism și că ai mai fost la un maraton, la o competiție, și asta mi se pare super, pentru că încercăm să încurajăm un stil de viață sănătos și cred că ai fost la foarte multe activități. Dar revenind la Clubul Copiilor, către ce public este deschis? Ce interval de vârstă trebuie să fii ca să poți să aplici pentru chestia asta? Ei, ca să poți aplica pentru Clubul Copiilor trebuie să fii în ciclul în liceu și oricine este în liceu sau mai mic, gen ciclul primar sau gimnazial, poate să intre în club.
Super, eu am fost când eram mică și știu că făceam cursuri de balet și de desen și că eram antitalent la balet. Dacă aveam o doamnă profesoră foarte drăguță, tot timpul ne punea pe mână notele și aveam tot timpul 10 și eu nu știam să citesc și îmi zicea mama că sunt o balerină foarte bună. Chiar a fost mișto. Și că tot vorbeam despre colegul tău, Matei, despre chitară și toate lucrurile astea. Știu că voi v-ați implicat foarte activ în diverse voluntariate și proiecte, mai exact la Cult Hub, și chiar anul trecut a fost o seară în care o prietenă de-a mea, care este membra asociației, m-a invitat și ați avut premiera serii voastre de muzică și a fost foarte, foarte tare și te rog să ne povestești și despre asta. Despre premiera sale de muzică. Despre Cult Hub în general. Păi Cult Hub este o asociație de tineret care face proiecte pentru toți cetățenii Romanului, dar oricine este invitat să vină și din Bacău și din Iași și din Piatra dacă vor să vină. Cum am zis, noi facem proiecte pentru tineret și de exemplu, uite, acum aveam pe 23 iunie Roman Art Strip, un festival de graffiti cu mulți grafuri și artiști murali și o să fie și concerte seara, o să vină și Cult Festul, care o să fie la 4-a ediție, care n-am obișnuit publicul, dar pentru cine nu știe, sunt workshop-uri intense și seri de concerte. Și care este scopul acestui proiect pe care mi-ai menționat acum? Vreți să încurajați artiștii locali? Cum funcționează chestia asta? Cu Roman Art Street Hall? Da? Da, vrem să încurajăm și artiștii locali să-i promovăm prin concerte. Cum am zis, cele trei trupi pot cânta, dacă vorbim cu ei, la serii respective. Și să promovăm și artiștii locali graficieni, mai exact. Super, aveți deja înscriși sau cum ne-am putea înscrie? Ca să ne înscrieți, ca ce mai exact? Ne spuneai că inviți artiști grafici ca să îi promovați? De obicei noi cam știm cine e un grafician în sensul de graffiti din la noi în oraș și chemăm. Mi-am sunat deja, unii ne-a dat acord, alții nu, alții urmează să ne dea, dar am chemat și de prin jurul promanului. Piatra. Și tu o să participi la chestia asta ca artist? Nu, eu o să fiu prea mult priceput grafiti, eu o să fiu în echipa de organizare pe partea de PR. Asta sună foarte, foarte tare. Și ce alte proiecte mai aveți în plan? Momentan acestea două proiecte sunt cele de bază și mai facem proiecte micuțe, cum a fost aseară la Biblioteca Municipală, un concert de folk și jazz. Super, mi se pare genial faptul că răzbateți să încurajați artiștii de la noi din zonă, dar aduceți și artiștile numiți, cum ne-ai spus despre concertul acesta de folk. O să avem artiști de renume regional sau național la Roman Art Street? Mai grav ați fi o surpriză să vină lumea la festival să vadă artiștii. Nu-mi place suspansul, dar fie cum spune și Sebi, o să fie o surpriză pentru noi toți. Mai devreme vorbeam despre faptul că îți place ciclismul și te-am mai văzut la diverse curse și așa mai departe. Ești în vreun atelier la Cult în legătură cu chestia asta sau la Clubul Copiilor? Aveți vreun cerc? Am început să ies cu bicicleta, nu știu, în clasa 7-a, să zic, pentru că pur și simplu vreau să fac ceva, mă plictiseam în casă să stau și după am descoperit și partea de mountain biking și un grup din Roman numit MTB Roman. Practic e o echipă care merge la concursuri și tot așa am descoperit oameni noi prin acest sport. Super! Aveți o pagină de Facebook sau cum se pot înscrie tinerii la fel de pasionați de ciclism ca voi? Există și un ONG, ACSMTB Roman, și da, avem pagină de Facebook și dacă tot pomenim de chestia asta cu MTB-ul, se va organiza MTB Roman Maraton 2 undeva prin iulie anul acesta. Deci o să fie interesant. Și la selecție sunteți duri. Orice poate participa, adică avem grupe de vârstă și anumite trasee pentru fiecare vârstă, pentru grupul de vârstă, mai exact. Asta sună bine și destul de corect. Uite, eu când eram copil eram înnebunită după role și bicicletă și toate chestiile astea și de bicicletă m-am lăsat totuși pentru că am ieșit odată cu fetele de la bloc, cum știi și tu, ne plictiseam pe acasă. Și am făcut o întrecere și atunci am zis că bicicleta e căluțul meu, în fine, și am dat galop
și am căzut, am sfârșit tragic cu un ghidon între coaste și după acest incident am zis că nu mai vreau să merg pe bicicletă. Aveți și ateliere la care învățați copiii să meargă pe bicicletă, pentru că, uite, majoritatea au fobia aceasta pentru că au avut niște experiențe neplăcute. Da, MTB Roman se încearcă să se implice cât mai activ în comunitate și să înveți copiii să meargă pe biciclete, eventual să practice mountain biking-ul și au un traseu pe care îl construiesc la festivale de fiecare dată când sunt invitați și mi se pare chiar foarte o idee și interesantă. Și vreți ca festivalul acesta al vostru roman să devină o tradiție? Roman Art Street-ul, da, deja suntem la ediția a doua și o să continuăm și cu mai multe ediții, poate în viitor. Mă refeream la cursa de ciclism din Roman, dar bine de știut. Da, adică faci așa chestii ca și Roman Art Street-ul, cursa de ciclism la ediția a doua și o să mai facem și pe viitor. A, și încercați într-un fel să le integrați, cum ați făcut și cu Cult Fest-ul, nu? Da, oarecum există o colaborare cât de cât între ACSE, MTB Roma și Cult Hub-ul și o să se discute și o să vină ei la festivalul nostru. Super! Și ce alte sporturi le mai recomanzi urmăritorilor noștri? Pentru că am văzut că ești destul de pasionat de domeniul ăsta și îți place să mergi cu bicicleta și la munte și la tot felul de competiții. Păi, zic ce am practicat eu când eram mic. De exemplu, în clasele primare am practicat fotbalul și zic că m-a dezvoltat spiritul de echipă și coordonarea. După am practicat în ciclu gimnazial în a 5-a 6-a, mai exact, în notul și a învățat disciplina, iar din a 7-a până în prezent tot practic ciclismul, nu știu, așa. E o aventură mereu când iese pe bicicletă, urci munții, vezi orașul de sus, peisaje noi care sunt foarte interesante. E genial și avem și în zonă multe lucruri care merită văzute. Mie îmi plac foarte mult să se de munte, dar ți-ai sub nicio formă pe bicicletă. Chiar am mers în anii din urmă, în fiecare vară, pe Toaca și voi ați făcut vreodată vreun traseu acolo? Nu, dar cred că urmează să mergi, nu știu. Să știți că destinația e super și dacă urci până în vârf e un sentiment incredibil, dar nu o să-l destăni aici, pentru că sunt anumite experiențe pe care toți ar trebui să le avem și încurajez pe toată lumea să încerce acest lucru măcar o dată. Ne-ai povestit și despre faptul că ești artist grafic, dar cu toate acestea nu participi la competiția de graffiti, te ocupi mai mult de arta digitală. Cum ți-ai descoperit pasiunea asta? Păi, eram tot un copil micuț și am zis că eu vreau să editez singur fotografiile mele, nu vreau să depind de o aplicație de editare care poate cu bani și alte chestii și acum îmi editez eu fotografiile, fac afișe, diplome și alte materiale grafice în două asociații, Cult Hub și Asociația Tineretul România Club Roman. Asta mi se pare foarte tare, adică ai vrut să depășești într-un fel limitele și să fii original, să te exprimi. Aveți un astfel de cerc și la Clubul Copiilor, mi-ai spus? La Clubul Copiilor avem un cerc de desen cu creionul, acuarel, dar nu în format digital. Sunt teribil la desen fizic eu, doar în format digital, mă descurc. Cred, eu mă pricepeam acolo în gimnaziu, dar la digital niciodată. Ai vrea să-ți înființezi un cerc al tău la care să-i ajuți pe cel, să-i scopi pe această artă? În același timp, da, dar am o problemă eu, că nu prea știu să dau înapoi cum să învăț pe altcineva cunoștințele mele, dar cred că o să învăț în timp cum să fac chestia asta. Să știi că toate se învață și mi se pare mult mai mișto când sunteți cu adevărat o echipă și fiecare învață câte ceva. Tu înveți să predai și învață să fac desen grafic, ceea ce mi s-ar părea o aventură. Cum ești și pe bicicletă, dacă tot spuneai că ești pasionat de aventuri. Tu ai parteneriate ca designer cu asociațiile în care te implici? Da, contracte voluntare, pentru că sunt voluntar în acele asociații. Și de graffiti, cum de nu te-ai apucat? Adică chestia asta mă surprinde, fiindcă tu ai oportunități la Cult Hub. Pur și simplu, nu m-am gândit să mă apuc de graffiti sau să încep arta fizică. Am niște schițe acasă, dar sunt teribili, nu mă stic, menuri miasă. Pe bune. Și la ce alte proiecte internaționale te-ai mai gândit, uite cum ar fi acesta cu Polonia, pentru că proiecte internaționale sunt acum foarte în vogă și toți tinerii se gândesc la asta pentru că sunt adevărate oportunități să cunoști oameni, idei, să vii cu lucruri noi acasă.
Păi acum, în funcție de oportunități, când se vește oportunitatea, am să încerc să o primesc cu brațele deschise, că și acum oportunitatea a venit din partea directorului clubului copiilor Boloca și mi-a spus, m-a ales de fapt, dacă vreau să merg în acest proiect și am zis, da, zice, nu. Și întâi a fost prima etapă când a fost mobilitatea din România, când străini au venit la noi și după în a doua ultima mobilitate, a doua pentru mine, când am mers noi la Polonia. Super, adică voi aveți un parteneriat cu cei din Polonia, să înțeleg, și proiectul a fost de tip homestay sau? Da, homestay, stăteam la elevi acasă. Adică au și un club al copiilor în orașe respective sau sunteți în parteneriat cu un ONG de-al lor specific? Aceste proiecte au fost făcute în diferite școli și a fost un liceu de acolo cu noi în colaborare. Care acceptă parteneriatul? Da, cred că da. Foarte, foarte tare. Dar cum te-ai descurcat cu limba? Pentru că aud foarte mulți colegi care vor să meargă într-un proiect internațional și spun că, nu știu, de exemplu, limba franceză, pentru că ei la școală fac germană sau tot felul de lucruri în astea și m-am gândit și eu de multe ori să particip, dar am avut constrângerea aceasta, cum m-aș descurca eu doar cu limba engleză. Păi, am avut și alte experiențe în trecut în engleză, adică am fost la o tabără de engleză o săptămână și pot zic că m-a format această experiență. Mă jucam jocuri și există voice chat și acolo vorbești cu vocea cu străini și într-un fel trebuie să te înțelegi la un moment dat cu ei și chestia asta m-a format. Și când a fost și mobilitatea, prima mobilitate pentru mine, când au venit străinii la noi în România și v-am interacționat cu ei și tot în engleză trebuia să vorbim. Da, ați învățat ceva și în limba lor sau ați învățat ceva în limba noastră? Da, pot zic și chestia asta. Știu că noi am avut Grow Games în vară și a fost absolut fascinant că la un moment dat învățam să vorbească în românește pe voluntari și mi s-a părut foarte, foarte mișto accentul care vorbeau și pot să zic că ne-am distrat destul de mult. Și ne poți spune mai multe despre parteneriatul acesta cu liceul? Veți mai organiza și alte proiecte împreună în Polonia sau sunteți, cum e la PTP, o rețea mai mare de acceptare? Momentan s-a terminat acest proiect Erasmus Plus, acum a fost ultima mobilitate în cadrul acesteia, dar din câte am auzit o să se mai facă în funcție de ce proiecte o să mai găsească și dacă vor câștiga proiectele, se poate desfășura în club. Și recomanzi genul ăsta de proiecte și dacă da, spune-ne de ce. Da, le recomand, sunt foarte interesante, întâlniți oameni noi și oameni din alte țări cu diferite mentalități și diferite gândiri. Spune-ne dacă faptul că ai călătorit și ai văzut ce se întâmplă și în alte ONG-uri, te ajută să vii cu idei noi acasă, pentru că văd că proiectele rămașcane sunt în floare, cum ar fi și proiectul vostru, am avut și noi activități la PTP, cum ar fi de 1 iunie și la Mușatinii. Te ajută în vreun fel lucrurile astea? Da, într-un fel îți schimbă leacă mentalitatea, într-un sens pozitiv, gândești lucrurile altfel, te organizezi mai bine. Acum fiecare experiență cu cineva de afară este diferită și ai ceva învățat despre el. Să înțeleg că toate decurg într-un fel ca schimburi de experiență între voi. Da. Eu luat idei de la noi la proiecte? Cred că da, nu știu. Ar fi foarte mișto odată să vii să ne prezinți cum ați ținut legătura, pentru că cred că ăsta e rezultatul și acolo trebuie să ajungem toți. V-ați gândit vreodată să faceți un proiect de voluntariat în genul ăsta de colaborări? Voluntariat cu oameni din afară. Da! Sincer, nu, chiar e idee foarte interesantă, dar Cultabu este mai mult o asociație locală care face proiecte pentru mai toți care vor să vină, iar în cealaltă asociație ce mai națională. Dar e destul de bună. Mă referam la Clubul Copiilor pentru că mi-ai spus despre deschiderea asta a domnului director de la voi și mi se pare un lucru fascinant. Da, dar Clubul Copiilor nu este un ONG, deci nu prea avem activități de voluntariat acolo. Sună bine totuși și o să te așteptăm și cu alte proiecte internaționale pe la noi. Până atunci, spune-ne ce veți să mai faceți la proiectul Roman Street Art. Roman Art Street. În principiu o să fie
O să fie în desfășurare pe strada de la Pizza 21 până la Miron Costin. Nu o să blocăm traficul în schimb. O să fie pictați acei pereți de acolo și un zid mare de la Miron Costin de niște grafări și artiști murali care sunt specializați pe chestia aceasta. Și în parcarea de la Roma Votele PS va fi scena cu corturile de la mai mulți parteneri pe care vom avea și concertele seara care vor avea loc. Foarte tare, dar mi-ai spus la un moment dat că vrei să combini acest eveniment, fapt că vreți, voi ca ONG, cu alt proiect, Cult Fest. Cum vine asta? Nu o să-l combinăm, că nu prea putem zi. Mă refeream despre Mountain Bike Roman, că o să-și aducă traseul la Roman Arse, la Cult Fest, cel mai probabil. Dar mai mult la Cult Fest decât la Roman Arse, pentru că Mountain Bike-ul nu ține de arta grafică. Și ce parteneri veți avea ca să știm la ce să ne așteptăm de la standurile despre care ne-ai povestit mai înainte? Partenerii vor fi diferite, filme de roman, filme de spray-uri, de graffiti de prin București, cam în principiul ăsta. Prezentarea partenerilor și în același timp ar putea fi o oportunitate pentru alți tineri să vadă cum ar fi să lucrezi în genul ăsta de companii. Uite, am mers recent într-o tabără în care am vizitat companii foarte, foarte mișto, cum ar fi Coca-Cola, Shoca și foarte multe chestii și mi s-ar părea o experiență genială dacă partenerii voștri ar prezenta măcar puțin din ceea ce fac ei cu spray-urile și toate lucrurile astea tinerilor care vin acolo. Tocmai de asta există și zona Expo cu cortul și oamenii sunt liberi să meargă să descopere lucruri noi dacă sunt interesați. Și avem voie și noi să încercăm spray-urile de acolo, chiar că nu suntem în lista de artiști Astea locali? sunt doar pentru graficieni experimentați, îmi pare rău. Și nouă ne pare rău acum. Sebastian, vreau să te întreb ce mesaj ai pentru telespectatorii noștri? Un mesaj. Păi, ce am făcut eu când mă știu până acum, dacă aveți o oportunitate și o să credeți că o să fie pozitivă pentru dumneavoastră, eu zic să o luați cu brațele deschise și să o faceți. Super! Mesajul lui Sebastian este să credem în noi și să facem ceea ce ne spune sufletul, dar vreau pentru urmăritorii noștri o scurtă recapitulare unde vă găsim cu proiectul vostru și când. Roman Street Art. Roman Art Street, Street va da. fi pe 22-23 iunie anul acesta pe strada de la Pizza 21 până la Miron Costin și o să avem vreo 10 graficieni și 2 artiști murali și cu Și concerte vă seara. așteptăm la această expoziție a artiștilor locali și la concerte. Mulțumim mult! O seară frumoasă, dragii noștri!